Bună, sunt Teodora și astăzi o să discutăm subiectele de 2020. Astăzi a fost admiterea, deci sunt destul de proaspete. Ca să fiu sinceră, mie mi-au plăcut tare mult, cel puțin la biologie, sunt logice, au fost de gândit și chiar am fost plăcut impresionată de subiecte. Sunt accesibile și sper să vă dovedesc prin acest clip că într-adevăr sunt niște subiecte frumoase. Fără alte introduceri, să începem cu complementul simplu. 1. În care dintre următoarele celule nu se desfășoară ciclul Krebs? Ciclul Krebs se desfășoară în mitocondrie, deci noi trebuie să căutăm o celulă care nu conține mitocondrii. Eozinofilele sunt niște celule albe care au mitocondrii, eritrocitul nu are mitocondrii, nu mai are organite, pentru că eritrocitul trebuie să se umple maxim cât poate el de mult cu hemoglobină ca să poată transporta gazele respiratorii. Hepatocitul are mitocondrii, nefrocitul știm că este o adaptare morfologică și la polul bazal conține multe mitocondrii și neuronul de asemenea are nevoie de mitocondrii, mai ales pentru generarea și transmiterea impulsului nervos. Deci răspunsul corect la 1 este B, eritrocitele nu conțin mitocondrii, deci în ele nu se desfășoară ciclul Krebs. 2. Despre reflexul rotulian este corectă afirmația. Receptorii sunt corpusculii neurotendinoși Golgi. Aceasta nu este corectă, receptorii sunt fusurile din mușchi. Calea aferentă conține corpi neuronali. Da, calea aferentă conține neuronul ce se află în ganglionul de pe rădăcina posterioară a nervului spinal și aici, spre ca să intre în măduva spinării, este axonul și la polul celălalt, deci ca să fie receptor, sunt dendritele care preiau informațiile. Și dendritele sunt ori în formă de buchet de flori, ori anulospirale, cum se vede pe figura 43. Centrul reflexului se află în cornul posterior. Nu, centrul reflexului se găsește în cornul anterior, pentru că acolo o să facă protoneuronul sinapsă cu neuronul motor, care se află în coarnele anterioare. Este încetinit de tiroxină. Nu, tiroxina îl face mai rapid. Oamenii cu hipertiroidii sunt agitați și răspund repede la reflexele monosinaptice. Și efectorul este un mușchi cu origine unică. Nu, vorbim de reflexul rotulian și acolo efectorul este mușchiul quadriceps, care are 4 origini, pentru că așa îi zice numele. Răspunsul corect este B. Mai departe, 3. Identificați afirmația corectă despre tiroidă. Este un element somatic de la nivelul extremității cefalice? Nu, este un viscer, nu element somatic. Este localizată superior de un organ limfoid central. Este adevărat, este vorba despre timus. Și putem observa pe această figură de la endocrin că tiroida este așezată superior față de timus. Este organizată în cordoane celulare, nu, este organizată în foliculi. Secretă un hormon cu efect hipercalcemiant, nu, PTH-ul, calcitonina care e secretată de celulele C care se găsesc și în tiroidă, este hipocalcemiant, adică o să introducă calciu din plasmă în oase. Deci este hipocalcemiant pentru că va scădea concentrația plasmatică a calciului, răspuns greșit, și secretă hormon care scad metabolismul bazal, nu, așa cum am zis, oamenii cu hipertiroidii sunt agitați și au un metabolism bazal mult crescut. 4. Despre testicul este adevărată afirmația. Este vascularizat de o arteră provenită din aorta abdominală. Într-adevăr, are și ramuri care vin din aorta, direct din aortă. Conține canalul epididimar. Nu, canalul epididimar ține de epididim. Este situat în pelvis. Nu, este situat, să zicem, în afara pelvisului. Vreau să zic extracorporal, dar nu. Deci, oricum, nu este în pelvis. Se găsește în bursele scrotale, care nu sunt în pelvis. Este situat posterior de epididim, nu este situat anterior. Fiecare testicul conține câte 2-3 lobuli testiculari, nu conține câte 250-300 de lobuli. Răspunsul corect este A. 5. Despre hemostaza fiziologică este corectă afirmația. Hemostaza adică și timpul vasculoplachetar și timpul plasmatic, adică coagularea propriu-zisă. În timpul hemostazei primare are loc formarea tromboplastinei. Hemostază primară sau timp vasculoplachetar sunt sinonime. Formarea tromboplastinei se întâmplă în timpul de coagulare, deci în plasmatic. Răspund greșit. Este influențată de o vitamină produsă de microflora intestinală. Este corect. Este vorba despre vitamina K sau filochinonă, care se numește antihemoragică. Coagularea se realizează în 10 secunde, nu, ia mai mult timp, 4-8 secunde pentru formarea tromboplastinei. 10 secunde pentru
Ba da, tromboplastina în 4 minute, trombina în 10 secunde și formarea fibrinei 1-2 secunde, deci mult mai mult de 10 secunde oricum. Este influențată de tiamina, adică de vitamina B1, este greșit, ea are acțiuni pe sistemul nervos. Și nu necesită ion de calciu, ba din contră chiar necesită, e nevoie de calciu. Răspuns corect, B. Selectați afirmația corectă despre uter. Este situat anterior de vezica urinară, este greșit, este situat posterior de vezica urinară. Colul uterin prezintă perimetru. Nu, perimetrul nu se întâlnește și la nivelul colului uterin. Miometrul este considerat stratul funcțional. Nu, endometrul este stratul funcțional pentru că endometrul crește, proliferează și în sfârșit în perioada menstruală a ciclului se elimină. După ovulație, endometrul conține corpul galben. Nu, ovarul conține corpul galben după ovulație, nu endometrul. Endometrul e mucoasa din ce tapetează înăuntru uterul. Și este vascularizat de ramuri din artera iliacă internă. Aceasta este o afirmație corectă. Deci răspunsul corect este E. Despre bilirubină este adevărată afirmația. Intră în constituția kilomicronilor. Nu, kilomicron înseamnă lipide plus proteine. Bilirubina este un produs de degradare al hemoglobinei și se produce în splină. Emulsionează lipidele? Nu, ăsta este rolul sărurilor biliare. Este metabolit al hemoglobinei? Da. Stimulează motilitatea intestinală? Nu, asta e din nou rol al sărurilor biliare. Formează săruri biliare cu anumiți aminoacizi și cu sodiu? Nu, aceștia sunt acizi biliari. Deci răspuns corect este C. Membrana eritrocitului nu prezintă. Colesterol? Colesterol prezintă orice membrană. El se află în orice membrană celulară a oricărei celule din organism. Și colesterolul este cel care limitează fluiditatea membranară. Fosfolipide. Bineînțeles, fosfolipidele alcătuiesc bistratul fosfolipidic, care e specific membranelor, deci nu am avea membrană fără fosfolipide. Fosfolipide sunt cu siguranță. Aglutinogenele sunt cele care dau grupa. Pot fi AB sau pentru RH, mai este și aglutinogenul D, care se găsesc pe membrana eritrocitului, deci este corect. Numai dacă am avea eventual o persoană de grupă 0 cu RH negativ, în momentul ăla nu am avea aglutinogene pe membrana eritrocitului, dar teoretic vorbind, ele acolo se află. Aglutinine. Aglutininele se găsesc în plasmă. Sunt cele alfa, beta, specifice pentru grupele de sânge, deci ele sunt în plasmă. Și glicolipide se pot găsi pe fața externă a membranei. Deci răspunsul corect aici este D. Un monocit care pleacă dintr-un ganglion limfatic axilar drept ajunge la ficat trecând prin... Aici scriem traiectul, având în vedere că pleacă din sfertul drept al organismului, deci cum am avea noi un gigel așa, vena limfatică dreaptă preia din acest teritoriu, preia limfa. Deci, automat, un ganglion axilar drept care e aici o să treacă prin vena limfatică dreaptă. Și o să avem așa drumul lui. Vena limfatică dreaptă se varsă în unghi jugular drept, care mai departe trece în vena brachiocefalică dreaptă, care mai departe se varsă în vena cavă superioară, trece în circulația mică, atriu drept, ventricul drept, care e tubă pompează în trunchiul pulmonar, care merge prin cele două artere pulmonare, trece în microcirculația de la nivelul alveolelor, deci în capilare alveolare. Mai departe, ele o să se adune și o să formeze cele patru vene pulmonare care se varsă în atriu stâng, ventriculul stâng, aortă și ea o să fie ascendentă, crosă descendentă și în final din descendenta toracică o să avem trunchiul celiac cu artera hepatică. Și în final a ajuns monocitul meu din ganglionul limfatic axilar drept în ficat. Și prin cine a trecut? Prin sistemul azigos n-a trecut. Prin vena cavă inferioară n-a trecut, a trecut prin superioară. Prin vena portă nu. Prin vena portă trec substanțele absorbite de la nivelul intestinului spre ficat. Prin cisterna chilii nu, asta ar fi fost la baza ductului toracic. Și prin trunchiul celiac a trecut. Deci aici răspuns corect este E. Mai departe, grila 10. Următoarea afirmație despre urechea medie este corectă. Deschiderea trompei lui Eustachiu este pe peretele posterior. Nu, este pe peretele anterior. Conține labirintul osos. Nu, labirintul osos este la urechea internă. Conține perilimfă. Nu, perilimfa se găsește tot în urechea internă, între labirintul membranos și cel osos. Conține segmentul periferic al analizatorului auditiv. Și asta este greșită, pentru că segmentul periferic al analizatorului este în urechea internă.
Perforația peretelui lateral nu produce surditate. Asta înseamnă timpanul și dacă perforăm timpanul, nu se produce surditate într-adevăr. Răspunsul corect este E. Stabiliți mușchiul inervat de fibre cu originea reală într-un nucleu pontil. Ciliar circular. Acesta e inervat de nucleu accesor al oculomotorului, care se află în mezencefal, nu în punte. Orbicularul pleoapelor este un nerv al mimicii, deci este inervat de nervul facial sau de nervul perechea 7. Și perechea 7 are un nucleu în punte, deci este corect. Sfincterul Oddi este relaxat de acetilcolină prin acțiunea nervului vag. Deci vag oricum ar avea pe partea vegetativă nucleul în bulb la nucleul dorsal al vagului. Circular al irisului este inervat tot de partea componenta vegetativă a oculomotorului care este în mezencefal și sfincterul piloric de la stomac este inervat tot de vag care nu este în punte. Deci răspuns corect B. 12. Despre osul occipital este adevărată afirmația. Este ochi pereche? Nu, este nepereche. Avem un singur occipital. Aparține viscerocraniului? Nu, aparține neurocraniului. Participă la formarea unei pârghii de ordin 3? Nu, participă la formarea unei pârghii de ordin 1. La adult conține măduvă cenușie, este un os lat, dar la adult ar fi măduvă hematogenă, teoretic vorbind aici, nu cenușie. Se articulează cu osul parietal printr-o sinartroză. Și acesta este un răspuns corect. Fie că e sinartroza sincondroză, sinostoză, că s-a osificat, dar ca și categorie de articulație este o sinartroză. Răspuns corect E. 13. Despre faza de contracție izovolumetrică este corectă. Începe cu deschiderea valvelor atrioventriculare. Din contră, începe cu închiderea valvelor atrioventriculare, că altfel, dacă am avea sistolă izovolumetrică sau, în fine, sistolă ventriculară cu valvele atrioventriculare deschise, atunci tot sângele din ventricul ar țâșni înapoi în atriu și n-am făcut nimic. Deci este greșit. Se termină în momentul deschiderii valvelor sigmoide. Valvele sigmoide sunt cele de la baza arterelor mari, trunchiul pulmonar și artera aortă. Și este o afirmație corectă pentru că în momentul în care presiunea sângelui din ventricul crește peste presiunea exercitată de coloana de sânge de la baza arterelor, în momentul acela sângele va trece din ventricul spre artere cu deschiderea valvelor sigmoide. Și automat atunci nu mai este fază izovolumetrică, pentru că ventriculul nu mai este o cavitate închisă, ci se deschide valva sigmoidă. Presiunea ventriculară nu se modifică, din contră, ea crește foarte mult. Volumul ventricular se modifică, nu, așa cum îi zice numele izovolumetric. Izo înseamnă același volum, deci în această etapă ventriculul are același volum și se desfășoară concomitent cu sistola atrială și aceasta nu este corectă. Avem sistola atrială și asta ține 0,1 secunde și după ce se termină sistola atrială, atunci începe sistola ventriculară. Răspuns corect B. Despre fasciculul piramidal direct putem afirma. Conține majoritar fibre cu diametru de un micron. Fibrele astea care au diametru mai mic de 2 microni sunt amielinice și din fibrele totale descendente ale sistemului piramidal, 70% sunt mielinizate, deci majoritatea sunt mielinizate, nu sunt amielinice. Răspuns greșit. Are traiect lateral de talamus, este corect și asta puteți voi să vedeți pe figura 21 de la pagina 22 din manualul Corint. Face sinapsă cu un neuron din lanțul ganglionar paravertebral. Lanțul ganglionar paravertebral are treabă cu simpaticul și fibrele fascicului piramidal conduc motricitatea voluntară, deci nu are treabă simpaticul cu motricitatea voluntară. Ajunge în cordonul lateral medular, asta este greșit, ajunge în cordonul anterior medular, în cordonul lateral ajunge fasciculul piramidal încrucișat, nu cel direct. Și face sinapsă nucleul roșu? Nu, nucleul roșu este cu căile extrapiramidale. Deci răspuns corect este B. 15. Despre fasciculul rubrospinal este corectă afirmația. Este situat în cordoanele anterioare medulare? Nu, este în cordoanele laterale. Se încrucișează la nivelul bulbului rahidian? Nu. În măduvă este situat lateral de fasciculul spinocerebelos direct. Nu, este situat medial față de fasciculele spinocerebeloase. Totuși, partea corectă ar fi că se află în cordonul lateral al măduvei spinării, dar este medial față de acest fascicul spinocerebelos. Controlează motilitatea voluntară, nu o controlează pe cea automată sau semi-automată.
este greșit și face sinapsă în coarnele anterioare medulare. Este corect pentru că vine primul neuron al căii din nucleul roșu, din mezencefal. Și el o să facă sinapsă cu al doilea neuron efector în coarnele anterioare medulare, care au neuroni motori. Deci răspuns corect este 16. Alegeți răspunsul adevărat despre limbă. Inervația senzorială este asigurată de senzorială, adică a gustului. Este asigurată de dendritele protoneuronului din nucleul solitar. Nu avem neuroni în nucleul solitar. Neuronii se găsesc în ganglionul de pe traiect, nu în nucleu. Gustul dulce este perceput la baza rădăcinii limbii. Nu, gustul dulce este în vârful limbii, aici. Este inervată prin fibre motorii somatice ale nervului vag. Nu, este prin nervul hipoglos, adică perechea 12. Este inervată motor de un nerv cu originea aparentă, situată lateral de piramidele bulbare. Deci dacă acestea sunt piramidele bulbare, lateral de ele întâlnim olivele bulbare. Și nervul hipoglos are originea în șanțul preolivar, deci aici. Și putem observa că, într-adevăr, șanțul preolivar este situat lateral de piramidele bulbare. Deci este răspuns corect. La polul bazal al celulelor gustative sunt prelungiri citoplasmatice permanente. La polul apical sunt prelungirile citoplasmatice permanente, adică microvilii sau cilii. Iar la polul bazal vin dendritele ale neuronului care preia sensibilitatea. Deci este greșit. Răspuns corect D. 17. Despre sângele din arteriola eferentă este corectă afirmația. Provine din capilarele peritubulare. Nu, invers, din arteriola eferentă se duce sânge în capilare peritubulare, pentru că vine așa situația. Aici avem arteriola aferentă, care se face aici glomerulul și după ea pleacă arteriolă eferentă, după ce a lăsat aici sau filtrat apă, electroliți, dar nu și proteine sau elemente celulare. Și după arteriola asta, arteriola eferentă, o să se capilarizeze în jurul nefronului și o să facă capilarul peritubular. Deci, și aici putem să observăm că nu sângele din arteriola eferentă vine din capilarele peritubulare, care ar veni așa. Este invers. Participă la filtrarea glomerulară? Nu, asta este aici în glomerul. Intră în glomerul? Nu, iese din glomerul. Intră arteriola aferentă. Conține limfocite? Da, pentru că limfocitele nu o să se filtreze prin nefron. Și este colectat în arteriola aferentă? Nu. Deci răspuns corect este D. 18. Ventriculul stâng nu conține. Mușchi papilari sunt în ventriculul stâng. Cordaje tendinoase, prin ele se prind mușchii papilari de valvulele ale valvelor atrioventriculare. Fibre purchinie se află în miocardul ventricular. Nodulul sinoatrial se găsește în atriul drept la locul de vărsare al venei cave superioare. Deci ăsta nu e în ventriculul stâng. Și trabecule se găsesc în ventricul. Deci răspuns corect D. 19. Contracțiile peristaltice sunt prezente la nivelul. Esofagul are peristaltism primar și secundar. La nivelul stomacului întâlnim și acolo contracții peristaltice. La nivelul ureterului ne specifică că există și contracții peristaltice, dar la nivelul diafragmului nu avem acest tip de mișcări. Eventual, diafragmul, când o ia el razna, ne face să sughițăm, dar acelea nu sunt contracții peristaltice, nu are legătură. Deci răspuns corect A. 20. Următoarele substanțe sunt produse de neurosecreție, adică substanțe secretate de ceva țesut nervos. Vasopresina sau hormonul ADH este secretat de neuronii din hipotalamusul anterior și el trece prin tijă și ajunge să fie depozitat în neurohipofiză. Deci el este secretat de niște neuroni, este neurosecreție. Hormonul de inhibare a secreției de MSH este secretat de niște neuroni din hipotalamus. Hipotalamus ține de sistemul nervos, este corect. Oxitocina, la fel ca ADH-ul, este secretat de neuronii din hipotalamusul anterior, este corect. Și somatostatina este secretată de neuronii sistemului enteric, sistem enteric care se găsește în pereții sistemului digestiv. Și acolo sunt tot neuroni. Neuron care secretă somatostatina. Deci și somatostatina este produs de neurosecreție. Răspuns corect E. 21. Durerea produsă la nivelul halucelui stâng se transmite pe o cale caracterizată de haluce, adică deget mare de la picior. Și se transmite pe o cale caracterizată de durerea merge prin fascicul spinotalamic lateral.
Deci, protoneuronul este situat în cornul posterior medular. Nu, protoneuronul întotdeauna este în ganglionul spinal de pe rădăcina posterioară. Este greșit. Axonul protoneuronului formează lemniscul medial. Lemniscul medial face parte din calea spinobulbară. De fapt, din sensibilitatea care e dusă de calea spinobulbară se termină la nivelul bulbului, dar oricum, lemniscul medial este format din deutoneuroni și cu atât mai mult n-are legătură cu durerea, deci este greșit. Se proiectează în lobul parietal stâng, nu se proiectează în lobul parietal drept, pentru că ele fibrele o să se decuseze, aici avem rădăcina posterioară cu ganglionul, protoneuronul care are dendrite și aici corpul neuronului care... Cu axonul intră în mod vaspinării, în substanța cenușie face sinapsă cu deutoneuron, deutoneuron care se încrucișează și trece în cordonul lateral. Deci o să urce pe partea dreaptă pentru că s-a încrucișat. Deci se proiectează în lobul parietal drept. Are ca receptori terminații nervoase libere? Da, pentru durere aceștia sunt receptori. Răspuns corect de. Următoarele structuri se găsesc atât în cavitatea abdominală cât și în cavitatea toracică. Nervul vag pleacă... chiar din extremitatea cefalică, din șanțul retroolivar, străbate gâtul, ajunge în torace și ajunge și în abdomen. Când torace inervează plămânii, pleurele, în abdomen inervează intestine, deci nervul vag, da. Canalul toracic pleacă din abdomen, de la nivelul vertebrei lombare L2, unde are cisterna chilii, după care el urcă. Și apoi o să străbată diafragma și o să se ducă, să se verse în unghiul jugular stâng. Vena cavă inferioară în torace, ea se varsă în inimă și bineînțeles că avem și în abdomen și știm că ea urcă la dreapta față de artera aortă abdominală. Și esofagul de asemenea și el străbate diafragma ca să ajungă la stomac și o mică porțiune de esofag în abdomen. Deci răspuns corect E. Următorii hormoni ai hipofizei sunt controlați de regiunea mediană a hipotalamusului prin sistem port-hipotalamo-hipofizar. Vasopresina, ADH-ul, este secretat de neuronii anteriori din hipotalamus, din nuclei anteriori din hipotalamus și este depozitată în neurohipofiză. Deci, nu, când zicem regiune mediană a hipotalamusului și sistem port, ne gândim la adenohipofiză. Vasotocina este un hormon secretat de glanda epifiză. Oxitocina este la fel un hormon secretat de nucleii anteriori ai hipotalamusului, deci ține de neurohipofiză și de tractul nervos. Și hormonul luteinizant sau LH, într-adevăr, secreția lui este stimulată de GRH, care este un hormon al hipofizei din regiunea mediană. GRH este un hormon din regiunea mediană a hipotalamusului, care prin sistemul port ajunge la hipofiză și stimulează secreția de LH. Deci, ați răspuns, hormonul LH este corect. Răspuns corect D. Mediul intern al organismului conține lichide din canalul ependimar, este cel din centrul substanței cenușii din modvă și acolo avem lichid cefalorahidian care face parte din mediul intern. Rampa timpanică conține perilimfă care face parte din mediul intern. Ventriculul stâng conține sânge care face parte din mediul intern și canalul toracic conține limfă și face parte din mediul intern. Răspuns corect E. 25. Despre rezistența periferică sunt corecte afirmațiile. Este maximă la nivelul arteriolelor. Este corect. Crește în arteriolele din tegument după stimulare simpatică. Păi, în urma stimulării simpatice, în tegumente facem vasoconstricție și din moment ce noi avem un vas mai contractat, deci cu un lumen mai mic, automat și rezistența periferică va fi mai mare. Deci răspuns corect. Este direct proporțională cu lungimea vasului și asta este corect. Cu atât ce vasul este mai lung, rezistența periferică este mai mare. Deci e direct proporțional. Influențează viscozitatea sângelui, n-are nicio legătură rezistența periferică cu viscozitatea sângelui. Deci răspuns corect A. Alegeți afirmațiile adevărate despre mușchiul croitor. Este situat posterior de mușchiul quadriceps femoral. Nu, este situat anterior, este mai corect spus, este superficial. Este cel mai superficial mușchi din loja anterioară a coapsei. Se prinde pe osul coxal. Este corect, se vede un pic pe desenul din carte. Este învelit de endomysium, nu de perimysium și de fascie. Prezintă elasticitate, bineînțeles, ca orice mușchi. Răspuns corect C. Și aici, pe gigelul din carte, putem observa aici puțin din osul coxal și cum croitorul pleacă de aici. Deci se prinde și de coxal. Și putem să observăm că croitorul este anterior sau superficial față de mușchiul quadriceps. 27.
Alegeți afirmațiile adevărate despre fibrele musculare, deci despre cele musculare intrafusale. Primesc axoni ai motoneuronilor gamma. Este corect. Generează impuls nervos. Putem spune acest lucru pentru că prin contracția fibrelor musculare intrafusale se va scurta fusul și asta va, cer scuze, fusul o să se alungească în, în zona centrală și lucrul ăsta o să fie simțit de către dendrite. Și dendritele astea pot să genereze impuls nervos, deci putem spune asta. Sunt polinucleate, au neuronii ori dispuși, ori donat în șir, ori... în sac, deci pot fi nuclei ori în lanț, ori în sac nuclear. Sunt receptori ai sensibilității kinestezice, nu fibrele musculare, ci dendritele. Sau eventual fusul întreg, dar nu numai fibrele musculare intrafusale. Deci răspunsul corect este A. Următorii mușchi de la nivelul globului ocular sunt striați. Striați adică de putem noi controla voluntar aceste mișcări. Mușchii irisului. Dacă ne bagă cineva o lanternă în ochi, nu conștientizăm faptul că noi facem pupilo-constricție. Deci este greșit. Mușchii oblici superiori. Sunt mușchii extrinseci ai globului ocular care realizează mișcările globului ocular. Și noi știm când mișcăm ochii, mișcăm privirea. Deci e corect. Mușchii ciliari, de asemenea, când ne adaptăm vederea pentru aproape sau pentru departe, nu știm că mușchii ciliari lucrează. Ei nu sunt striați, sunt fibre netede. Și mușchii drepți interni, de asemenea, sunt extrinseci și conțin mușchi striați. Deci răspunsul corect este C. Acetilcolina se poate elibera din fibrele preganglionare parasimpatice. În cazul parasimpaticului, acetilcolina este eliberată atât în ganglion, deci de către neuronul preganglionar, cât și de către neuronul postganglionar. Deci este corect. Fibrele preganglionare simpatice. În cazul simpaticului, în ganglion, fibra preganglionară eliberează acetilcolina. Deci este corect. Fibrele postganglionare parasimpatice, deci acestea și ele am zis că eliberează acetilcolina. Unele fibre postganglionare simpatice, într-adevăr, în cazul simpaticului, uneori și fibra postganglionară eliberează acetilcolina. În puține cazuri, da, uneori și în simpatic postganglionar eliberăm acetilcolina. Răspuns corect este E. În compoziția chimică normală, adică fiziologică, a urinii din pelvisul renal, asta înțelegem că este urină finală, s-au produs toate cele trei procese de filtrare, de reabsorție și de secreție, se află. Sodiu, se află și sodiu, eliminăm urinar în urina finală sodiu. Aminoacizi nu se află pentru că ei sunt un principiu alimentar foarte important în organismul nostru și nu avem niciun beneficiu să îi eliminăm. Chiar din contră, nefronii noștri se chinuie prin transport activ să îi reabsoarbă, să reabsoarbă activ aminoacizii care s-au filtrat. Creatinina este un deșeu celular și este o substanță pe care vrem să o eliberăm și nu avem niciun interes să o mai ținem în organism, deci ea se dă afară. Și glucoza, în condiții normale, glucoza nu se află în urină. Glucoza o întâlnim în urină doar la diabetici, pentru că în antichitate așa se punea diagnosticul de diabet. Doctorii de atunci gustau urina pacientului și dacă era dulce, atunci îi puneau diagnosticul de diabet. Deci răspunsul corect aici este B. 31. Următoarele procese metabolice cresc glicemia, adică să crească glucoza liberă din sânge. Glicogenogeneza, adică noi facem glicogen, adică noi băgăm glucoza pe care o avem în sânge într-un polimer al ei, într-un produs de policondensare, mai corect din punct de vedere chimic. Deci noi o să ne scadă glucoza liberă, deci este greșit. Glicoliza anaerobă este un proces care e stimulat de insulină și știm că insulina este un hormon anabolizant. Este un hormon care este hipoglicemian, care scade glicemia și mai mult de atât glicoliză înseamnă arderea glucozei și automat scăpăm de glucoză, deci scade glicemia. Calea pentozofosfaților nu crește glicemia, dar glicogenoliza, desfacem din glicogen, eliberăm glucoze, deci o să ne crească glicemia. Răspuns corect de 32. Despre puntea lui Varolio este corectă afirmația. Este situată anterior de cerebel. Este adevărat. Este străbătută de lemniscul medial. Păi, al doilea neuron al căilor spinobulbare se va încrucișa în bulb, după ce a făcut sinapsă în nuclei gol și burta din bulb. A făcut sinapsă și în bulb el se încrucișează, face decusația senzitivă și de acolo va urca prin celelalte etaje ale trunchiului cerebral până la talamus și aici va alcătui lemniscul medial. Deci, puntea lui Varolio este într-adevăr străbătută de lemniscul medial.
Conține originea reală a perechii 6 de nervi cranieni. Originea reală înseamnă un nucleu, pentru că perechea 6 sunt nervi motori și nervul abducens are într-adevăr nucleu motor la nivelul punții. Este străbătută de fasciculul flesic. Fasciculul flesic este spinocerebelos, deci el se termină în cerebel. Nu, și mai mult de atât, fasciculul flesic vine prin bulb și după va intra prin pedunculul cerebelos inferior în cerebel, nu străbate și puntea. Deci răspuns corect aici este A. 33. În plasma unui adult, în plasmă, de grupă B, RH pozitiv, se află aglutinogene B. Acestea se află pe membrana hematiilor, nu în plasmă. Calciu se află în plasma oricărei persoane. Aglutininele anti-D nu apar niciodată în cazul persoanelor cu RH pozitiv. Și aglutinine alfa. Acestea se află pentru că grupa de sânge B are în plasma aglutinine alfa. Deci aici răspuns corect este C. 34. În următoarele tipuri de sinapse, conducerea poate fi bidirecțională. Conducerea bidirecțională e în sinapsele electrice. Axodendriticele sunt sinapse chimice. Axosomaticele, adică dintre un axon și un corp neuronal, sunt tot chimice. Axoaxonice, adică dintre doi axoni, dintr-o colaterală a unui axon și celălalt axon, sunt tot chimice, dar cele dendrodendritice, adică între cele două dendrite, se realizează când două dendrite se apropie și aici se schimbă ioni. Ioni care se traduc prin curenți electrici, de fapt și de drept. Deci, răspunsul 4, aceasta este o sinapsă electrică în care conducerea este bidirecțională. Deci, răspuns corect D. Presiunea coloidosmotică a plasmei are următoarele caracteristici. Are o valoare de 300 de miliosmol pe litru. Nu, este de 32 de milimetri coloană de mercur. În cazul în care vă întrebați ce e cu valoarea asta, de unde a apărut, aceasta este valoarea osmolarității mediului intern și este un coeficient foarte important în farmacologie și în medicină, pentru că în funcție de acesta se calculează toate soluțiile care se introduc în organism. De exemplu, soluția de clorură de sodiu din serul fiziologic, care în concentrație procentuală e de 0,9% gram pe decilitru, are valoarea de 300 de miliosmol. Știu să vedeți lucrul ăsta, o să-l vedeți la facultate de ce e așa și... deci asta este așa, o paranteză, dar ca să știți de ce, de unde vine valoarea aia și pentru și cheia este foarte importantă. 2. Este determinată de proteinele plasmatice. Este adevărat. Proteinele plasmatice au o proprietate. Ele au așa o structură complexă și în structura asta ele practic atrag apă. Între ghilimele atrag apă. Apa se cuipărește acolo în proteină. Și o să vedem că lucrul ăsta e foarte important la dinamica filtrării. Crește la valoarea proteinelor plasmatice totale de 2 gram pe decilitru. Aici avem o situație de hipoproteinemie, adică avem puține proteine plasmatice. Valoarea normală minimă este de 6 gram pe decilitru. Deci în momentul în care noi avem puține proteine plasmatice, automat presiunea coloidosmotică, pentru că ea depinde de proteinele plasmatice și de apa care se cuibărește așa în proteine, automat dacă noi nu mai avem proteine, nu se mai cuibărește apa și nu mai avem presiune coloidosmotică. Deci ea nu crește, ci scade. Și se opune filtrării glomerulare, este adevărat, pentru că dacă reprezintă aici repede vasul de sânge, ceva din glomerul și aici avem capsula Bowman. Deci, cum am zis, noi avem proteine plasmatice și apa din plasmă se cuibărește așa, să schimb culoarea, se cuibărește în proteină. Și dacă ar fi să facem așa o rezultantă și filtrarea se petrece în sensul acesta, rezultanta forțelor acestea care alcătuiesc presiunea coloidosmotică ar fi așa. Deci se opune filtrării. Toată apa care ar trebui să treacă să se filtreze este atrasă aici, în proteină, se cuibărește acolo bine și nu mai trece, nu mai avem apă ca să se filtreze și lucrul ăsta automat duce la opunerea pentru filtrarea glomerulară, nu se favorizează. Deci aici răspunsul corect este C. 36. Chemoreceptorii se pot găsi în mucoasa olfactivă, da, neuronii bipolari au chemoreceptori. Bulbul rachidian ne precizează la respirator, la controlul nervos sau la structurile nervoase care controlează ventilația, că în bulb avem centri respiratori care sunt și ei în sine chemoreceptori. În corpii carotidiene avem chemoreceptori și în cornul anterior medulan avem neuronii motori, dar nu avem niciun fel de chemoreceptor. Deci răspunsul corect este A. 37. Difuziunea oxigenului prin membrana respiratorie depinde de coeficientul de difuziune al oxigenului, bineînțeles.
Depinde de acest coeficient. Grosimea membranei depinde invers proporțională. Cu cât membrana respiratorie, deci acele patru straturi, surfactant, epiteliu alveolar, interstițiu pulmonar și endoteliu capilar, normal că dacă noi avem o membrană mai groasă, difuzia se petrece mai lent, se petrece mai puțin, pentru că moleculele au destrăbătut o distanță mai mare și difuziunea se petrece mai puțin. Deci depinde și de grosime. Presiunea parțială a oxigenului din alveolă, bineînțeles, pentru că oxigenul din alveolă are presiunea de 100 mm culant de mercur și oxigenul din capilarul sanguin are valoarea de 40 mm culant de mercur. Și trecerea oxigenului se face în sensul gradientului presional al presiunii parțiale, deci este adevărat, depinde de presiunea parțială a oxigenului din alveolă. Și presiunea parțială a oxigenului din arterele bronșice. Arterele bronșice fac parte din circulația sistemică, nu din circulația respiratorie și nu are nicio legătură difuziunea oxigenului cu această circulație sistemică cu arterele bronșice. Deci aici răspunsul corect este A. 38. Următoarele celule conțin pigmenți. Celulele cu conuri, bineînțeles, sunt celule din retină care conțin pigmenții vizuali. Melanocitele conțin melanină, sunt celule din piele și melanina dă culoarea pielii. Celulele cu bastonașe la fel sunt celule din retină care conțin pigmenți și hepatocitele, aici un pic mai de finețe, dar și ele conțin pigmenți. Cum vine treaba asta? În splină, este cam strâmbă și în oglindă splina mea, dar în splină hemoglobina este degradată în pigmenții biliari, adică în bilirubină și în biliverdină. Și acești pigmenți biliari o să treacă în sânge și din sânge, bineînțeles, o să ajungă la un moment dat și prin ficat. Și ajung în ficat. Deci ei sunt pigmenții mei în sânge. Noi știm că pigmenții sunt și în bilă, pentru că ei dau culoarea bilei, dar totuși trebuie să ajungă într-un fel sau altul în bilă. Și nu au decât să străbată sângele. Aici este un lobul din ficat, aici cu ramura din artera hepatică, care împreună se varsă una între alta și formează aici un capilar sinusoid. Și tot sângele ăsta de aici conține deci pigmenți făcuți la nivelul splinei. Și ei vor trebui să străbată hepatocitul, pentru că hepatocitul are doi poli. Are un pol vascular aici, adică un pol care este în contact cu sângele și un pol biliar care este în contact aici cu canaliculul interlobular. Canaliculul intralobular, că suntem la nivelul lobulului. Și pigmentul o să treacă de aici din polul vascular, o să intre în hepatocit și apoi o să iasă prin polul biliar în canaliculul intralobular și acum putem spune că pigmentul biliar, fie că e biliverdină sau bilirubină, a ajuns în canaliculul biliar și în bilă. Deci, pentru o scurtă perioadă de timp, să zicem așa, tranzitoriu, și nu numai, în hepatocite întâlnim și pigmenți biliari, pentru că ei, numai așa, ca logică, ei trebuie să treacă din sânge în bilă și pentru acest lucru trebuie să traverseze hepatocitul. Deci, răspuns corect, întâlnim pigmenți biliari și în hepatocite. Răspuns corect, E. 39. În compoziția secreției gastrice se află caseinogen. Caseinogenul este o substanță, o proteină din lapte. Ea nu este secretată în vreun fel de stomac. Tripsinogen este o proenzimă, adică o enzimă în stare inactivă, secretată de pancreas, nu de stomac. Gastrina este un hormon care este secretat de stomac. Numai că nu putem spune că este secreție gastrică, pentru că gastrina se va duce în sânge, din moment ce este hormon. Și lizozimul este o substanță care este produsă de glandele salivare, este în salivă, dar nu este și în secreția gastrică. Deci aici răspunsul corect este E, cu toate afirmațiile false. 40. Mineralizarea osoasă este influențată de calciferol, este vitamina D3, care bineînțeles are o mare, mare importanță în absorpția calciului și implicit în mineralizarea osoasă. Extractele de timus au și ele rol în mineralizarea osoasă, ele mai ales pentru că timusul funcționează în copilărie, unde mineralizarea osoasă este esențială. Calcitonina este un hormon hipocalcemiant, adică un hormon care va lua calciul din sânge și o să-i scade concentrația calciului din sânge pentru că mută calciul din sânge în os și va mineraliza oasele. Și insulina, sincer mă gândeam inițial să iau și insulina ca fiind o variantă corectă, gândindu-mă că hormonul de creștere STH acționează numai în prezența hormonilor tiroidieni și a insulinei, singur nu poate acționa, numai că nouă ne cere strict pe mineralizarea osoasă, nu așa pe creșterea în general. Deci acesta n-ar fi un răspuns corect. 40 răspuns corect, A.
41. Despre potențialul de acțiune neuronal sunt corecte afirmațiile. Are o durată mai mică decât a potențialului de acțiune din celula miocardică ventriculară. Aici potențialul de acțiune este mai lung de 200 de milisecunde. Deci are o durată mai mică. Este adevărat. Se declanșează la atingerea potențialului prag. Bineînțeles, ca orice alt potențial de acțiune. Are o amplitudine mai mare decât potențialul de acțiune din fibra musculară netedă de la nivelul antrului piloric. Potențialul de acțiune neuronal se duce până la amplitudinea de plus pozitiv 40 de milivolți și fibra musculară netedă din antrul piloric, potențialul ei de acțiune nu depășește valoarea de 0, rămâne negativ. Și este adevărat. Aici o greșeală, aici trebuia să scrie 5 milisecunde, nu 0,5, dar oricum are durată mai scurtă. Și perioada perioada refractară absolută este mai lungă decât a celulei miocardice ventriculare. Să reprezentăm, acesta e potențialul de acțiune pentru neuron, cât de cât, și acesta este potențialul de acțiune pentru o celulă miocardică ventriculară. Am zis că aici e mai mult de 200 și aici e fix 5 milisecunde. Și implicit, pentru neuron, perioada refractară absolută este cam așa. Și pentru celula ventriculară, miocardică ventriculară, automat este mai lungă, pentru că și durata ei în sine este mai mare. Deci 4 este greșit. Răspuns corect la 41 este A. Neuronii care formează rădăcina posterioară a nervului spinal pot fi senzitivi, bineînțeles, cei care sunt în ganglion. Vegetativi, avem și neuronii vegetativi senzitivi, vișterosenzitivi. Somatici pot fi somatosensitivi și proprioceptivi pot fi și neuroni care conduc sensibilitatea proprioceptivă. Nu știu, niște dendrite care vin de la niște corpuscul vater pacinii din periost, de exemplu. Deci pot fi și neuroni proprioceptivi. Răspuns corect la 42, E. 43. Axonii neuronilor din sistemul nervos central nu prezintă buton terminal. Ba da, pentru că trebuie și ei să facă sinapse. Teacă-Jvan este numai în sistemul nervos periferic. Axolema, adică membrana axonului, învelește orice axon, indiferent că e din sistemul nervos central sau periferic, deci este întâlnită la axonii din SNC, dar teacă-Hennelo este numai la neuronii din sistemul nervos periferic. Deci axonii neuronilor din sistemul nervos central nu prezintă teacă-Jvan și teacă-Hennelo. Răspuns corect este C. 44. Despre axonii neuronilor multipolari din tunica internă a globului ocular este adevărat, adică neuronii multipolari din retină. Formează nervii optici, într-adevăr axonii lor formează nervii optici. Formează chiasma optică, da, pentru că axonii care vin din jumătatea nazală a retinei se vor încrucișa și formează chiasma optică și cei care nu se încrucișează participă la formarea chiasmei optice. Formează tractul optic, într-adevăr și în tractul optic intră axonii, tot ai neuronilor multipolari, și conțin neurofibrile. Neurofibrilele sunt niște organite specifice, organite comune pentru neuroni, dar sunt organite specifice ale neuronilor și având în vedere că neuronii multipolari din retină sunt neuroni, conțin și neurofibrile. Deci răspuns corect este E. 45. Următoarele reflexe spinale sunt vegetative. Reflexul de micțiune are centru în măduva spinării. Reflexele sexuale, la fel. Reflexele sudorale sunt de asemenea reflexe spinale, dar reflexele nociceptive, deși sunt reflexe spinale, ele sunt reflexe somatice, nu vegetative. Deci acestea nu sunt. Răspuns corect la 45 este A. 46. Următoarele enzime digestive se secretă în forma lor activă. Pepsina este o protează și dacă am secretea-o în forma activă, ne-ar digera stomacul. Deci s-ar mânca pe el în sine și trebuie secretată inactiv. Alfa-amilaza pancreatică acționează asupra amidonului. Nu distruge nimic dacă o secretăm activ. Deci ea se secretă activ. Pepsina la fel, dacă am secreta-o activ, ne-ar mânca pancreasul. De aceea în pancreatite sau în leziune ale pancreasului se eliberează în pancreas tripsină și din acest motiv se autodigeră pancreasul și apar niște dureri incredibil de groaznice. Deci nu vrem să se întâmple acest lucru în mod normal. Și colesterol lipaza de asemenea este o lipază care este secretată activ, în formă activă, nu este sub formă inactivă de proenzimă. Deci răspunsul corect aici este C. 47. La sfârșitul unei expirații normale, deci nu forțate, în plămân se află următoarele volume și capacități pulmonare.
Volumul curent practic tocmai l-am expirat, printr-un expir normal. Volumul expirator de rezervă se află în plămâni, pentru că el este eliminat numai într-o expirație forțată. Într-o expirație normală, el rămâne în plămâni. Capacitatea vitală înseamnă tot, adică volum inspirator de rezervă, volum curent, volum expirator de rezervă și volum rezidual, toate astea reprezintă capacitatea vitală, iar la sfârșitul unei expirații normale eu am dat afară din plămân volumul curent și mi-a rămas în plămân volumul expirator de rezervă și volumul rezidual. Capacitatea vitală în niciun caz nu n-am dat afară din plămâni. Capacitatea reziduală funcțională înseamnă suma dintre volum expirator de rezervă și volum rezidual. Deci este corect. Răspuns corect, C. Forța de contracție miocardică este crescută de următorii hormoni. Glucagonul ne spune că acționează și astfel pe sistemul cardiovascular. Triiodotironina este un hormon tiroidian care de asemenea crește forța de contracție. Hormonii tiroidieni fac asta. Noradrenalina, de asemenea o catecolamină, crește forța de contracție, dar corticotropina, adică ACTH-ul, nu are nicio legătură cu forța de contracție miocardică. Eventual, să zicem așa, să ne ducem cu cerul, ar avea, dar foarte extrapolat totul, corticotropina, deci ACTH-ul, să ducă la creșterea secreției cortico-suprarenalei, mai mult a glucocorticoizilor și a sexosteroizilor, dar să zicem că puțintel ar stimula și mineralcorticoizii, adică aldosteron, și aldosteronul în final duce la retenție de apă și ar crește presiunea sanguină, dar așa, ca să facem o legătură între ce legătură ar putea să aibă corticotropina cu sistemul cardiovascular, dar nu, cu forța de contracție n-are nicio legătură ACTH-ul. Deci aici răspuns corect este A. Organul cortic conține celule ciliate, da, chiar dispuse în două moduri interne și externe, membrană otolitică, aceasta se întâlnește la analizatorul vestibular, nu în organul cortii, tunelul cortii se găsește în organul cortii, era spațiul acela triunghiular, și acțiunea neuronilor din ganglionul spiral cortii, nu, în organul cortii avem dendrite, care pentru celulele ciliate externe trec prin tunelul cortii. Și corpul neuronului bipolar se află în ganglionul spiral cortii și axonii se duc spre nuclei auditiv din punte. Deci aici răspunsul corect este B. 50. Despre reabsorția apei la nivel renal sunt adevărate afirmațiile. Se realizează 80% în tubii contorși proximali. Este adevărat. Este controlată de ADH în tubii contorși distali și colector. Este adevărat. ADH-ul acționează distal. Se poate realiza și în ansele Hennelă. Este adevărat, nu știu, 4-5% se realizează acolo. Și se realizează prin transport activ în tubii contorși proximali. Este greșit. Și în primul rând că apa se reabsorbe pasiv, dar este și logic pentru că mai ales în tubii contorși proximali, deci aici nefronul meu, tub contorși proximali, ansa Hennelă, tub contorși distal și după se varsă în tub colector. Este și logic că în tubii contorși proximal, deci aici noi avem toată urina asta primară, care este practic o plasmă de proteinizat, deci are multă apă, este foarte diluată și noi pe parcurs ce trecem prin nefron vrem să o concentrăm, că nu avem niciun interes să eliminăm foarte multă apă. Și mai ales în porțiunea asta inițială, unde n-au apucat să se facă schimburile foarte mari, să se reabsorbă apă ca lumea, mai ales aici vom avea o urină foarte diluată și o să fie foarte multă apă. Să zicem, concentrație mare de apă aici și automat apa o să meargă conform gradientului în această porțiune și clar că se realizează pasiv, nu activ. Deci răspuns corect aici este A. 51. În timpul efortului fizic intens se produc metabolism muscular anaerob în primele 45 de secunde. Este corect, cam 45-90 până când fibra musculară, celula, își reglează aportul de oxigen. Creșterea coeficientului de utilizare a oxigenului. Bineînțeles, din moment ce noi avem efort fizic intens, arderile trebuie să se producă mai mult pentru generare de energie. Deci, automat crește și utilizarea oxigenului, pentru că el este necesar în arteri. Tahicardie, bineînțeles, când facem efort, alergăm, ne bate inima mai repede. Și creșterea debitului cardiac, automat, din moment ce noi avem tahicardie, atunci și volumul minut, deci debitul cardiac, o să fie mai mare. 52. Despre pia mater sunt adevărate afirmațiile.
Aderă la pereții canalului vertebral. Niciun caz. Pia mater aderă la țesutul nervos. Pe moduva spinării sau pe emisferele cerebrale aderă direct pe țesutul nervos. Conține vase de sânge, bineînțeles că trebuie să hrănească țesutul nervos. Ea, pia mater, înseamnă mama bună, care hrănește, hrănește țesutul nervos. Nu este în contact cu lichidul cefalorachidian, ba da, între arahnoidă și pia mater avem un strat cu lichid cefalorachidian. Pătrunde în fisura mediană anterioară, bineînțeles, pia mater pătrunde prin toate fisurile întâlnite la nivelul moduvei spinării. Deci răspuns corect aici este C. 53. Următoarele secreții digestive conțin enzime ce acționează asupra amidonului. Secreția salivară conține ptialina sau alfa-amilaza salivară care acționează pe amidonul gătit. Secreția gastrică nu numai că nu conține nicio enzimă ce acționează pe amidon, ba chiar din contră mediul acid, deci pH-ul mic din stomac, o să inhibe amilaza salivară. Secreția pancreatică conține și ea amilază pancreatică, care este mai puternică decât cea din secreția salivară și acționează și pe amidonul negătit, nepreparat termic. Și secreția biliară, bila nu conține enzime. Deci bila nu are enzime în primul și în primul rând, deci cu atât mai puțin nu conține enzime ce acționează asupra amidonului. Răspund corect, B. 54. Mucusul este secretat de următoarele glande. Glandele pilorice din stomac secretă mucus, glandele Brunner din intestin și ele sunt glande mucoase, glandele bulbo-uretrale de la sistemul genital masculin secretă și ele mucus și glandele sublinguale sunt glande salivare și știm că și glandele salivare secretă mucus. Aici răspunsul corect este E, cu toate afirmațiile adevărate. 55. Despre capilarele limfatice sunt corecte afirmațiile. Ocupă o poziție intermediară între sistemul arterial și cel venos. Nu, între sistemele arteriale și venos, intermediar avem capilare. Dar capilare normale, nu capilare limfatice, capilare ale vaselor de sânge. Capilarele limfatice se caracterizează prin faptul că ele sunt niște rețele terminale, ca în deget de mănușă. Deci le arată așa. Nu sunt ca la capilarele... Capilarele sistemelor venoase și arteriale, când o arteriolă se împarte în capilare și mai încolo se continuă cu capilare capătul venos, care mai multe se adună și fac o venulă. Deci să aibă aspectul acesta, nu, la capilarele limfatice, asta înseamnă aspect de deget în mănușă, sunt o rețea terminală. Deci este greșit, 1. 2. Lipsesc din mucoasa intestinului subțire. În niciun caz, capilarele limfatice sunt peste tot, în absolut toate țesuturile din organismul nostru. Scrie clar că sunt în toate organele și toate țesuturile. Prezintă valve semilunare la interior. Este greșit, pentru că vasele mari limfatice conțin valve semilunare, în niciun caz capilarele. Au aceea structură cu a capilarelor sangvine. Într-adevăr, din punct de vedere histologic, al celulelor care alcătuiesc capilarele limfatice au aceeași structură cu cea a capilarelor sangvine. Deci aici răspunsul corect este D. 56. Asupra glandei mamare acționează următorii hormoni. Prolactina, bineînțeles, pentru că prolactina stimulează secreția lactată. Estrogenii sunt cei care în pubertate sunt responsabili pentru creșterea și dezvoltarea glandei mamare. Oxitocina stimulează celulele mioepiteliale și cauzează ejecția laptelui din alveole. Și progesteronul. Progesteronul și estrogenii acționează în timpul sarcinii și ei în acest moment inhibă secreția de lapte, pentru că în momentul respectiv glanda mamară a femeii însărcinate este capabilă să producă lapte, să secrete lapte, numai că nu ar fi util să fie secretat înainte ca bebelușul să se nască și de aceea în timpul sarcinii estrogenii și progesteronul inhibă secreția lactată, dar putem spune că ei acționează pe glanda mamară. Deci aici răspunsul corect este E. 57. Intestinul subțire și intestinul gros au în comun următoarele elemente. Prezintă câte trei porțiuni. Intestinul subțire e alcătuit din duoden, jejun și ileon și intestinul gros e alcătuit din cec, colon și din rect. Deci amândouă au trei elemente, e corect. Realizează contracții de amestec. Bineînțeles, și intestinul subțire și cel gros realizează contracții de amestec. Absorb sodiu, asta este perfect adevărat, în intestinul subțire se absorbe activ și în intestinul gros știm de la aldosteron că și asupra colonului acționează aldosteronul, deci se reabsorbe sodiu.
dar haustrele, la 4, sunt specifice pentru intestinul gros. Deci nu este o caracteristică comună pentru cele două porțiuni ale tractului gastrointestinal. Deci la 57 răspunsul este A. 58. Despre ionii de fier putem afirma: se pot absorbi și în jejun. Este adevărat. Cei din structura hemoglobinei leagă reversibil dioxid de carbon. Este greșit pentru că fierul din hemoglobină leagă oxigenul. Dioxidul de carbon se leagă de o grupare amino din proteina globină care este în hemoglobină. Deci este fals. Se absorb mai ușor în prezența acidului clorhidric. Este adevărat pentru că ionii de fier pe care îi mâncăm din surse animale vin în forma asta trivalentă și sub acțiunea acidului clorhidric, fierul trivalent o să fie redus la fier bivalent, care este mai ușor absorbabil. Deci este adevărat. Și la 4, vitamina C inhibă absorția lor. Este greșit, vitamina C stimulează absorția lor, că de aceea în unele tipuri de anemii se administrează vitamina C tocmai pentru a se stimula absorția de fier. Deci aici răspunsul corect este B. 59. Despre testosteron sunt adevărate afirmațiile. Este sintetizat din colesterol. Este adevărat pentru că testosteronul este un hormon steroid. Intră în compoziția spermei? Nu, pentru că sperma este produsul de secreție exocrină a testiculului. Testosteronul este secreția endocrină. Este secretată de celulele interstițiale Leydig? Este adevărat. Reglarea secreției sale se face prin intermediul tractului hipotalamo-hipofizar? Nu, pentru că tractul hipotalamo-hipofizar se referă la tractul nervos și testosteronul este reglat prin sistemul port, eventual prin axa GRH, LH și LH-ul mai departe acționează pe testicul cu producere de testosteron. Deci este greșit. Răspuns corect aici este B. Și ultima grilă, 60, la nivelul lobulului hepatic ajunge sânge care conține dioxid de carbon la o presiune parțială egală cu 4-6 mm culoană de mercur. Asta ne zice nouă că este un sânge încărcat cu dioxid de carbon. Și vine sânge fără oxigen, deci cu dioxid de carbon mai mult, vine prin vena portă, de fapt printr-o ramură a venei porte. Deci este corect. Săruri biliare de asemenea vin prin sânge pentru că se reabsorb prin circuitul hepatoenterohepatic, deci adevărat. Dioxid de carbon la o presiune parțială egală cu 40 mm culoană de mercur, deci este un sânge cu oxigen, care vine și el din ramura, din artera hepatică, ramura care vine din aortă, deci și asta e corect. Dar glicogenul nu ajunge prin sânge, glicogenul se face în ficat, ficatul face glicogenogeneză, tocmai pentru a fi o bancă de glucoză. Ficatul și hepatocitele devin un safe așa pentru glucoză și depozitează acolo în glicogen monomer de glucoză ca în cazul în care este nevoie glucoza să fie eliberată din hepatocit în sânge, deci din glicogen. Dar glicogenul ca atare nu ajunge prin sânge la hepatocite, în fine, în lobulul hepatic. Deci aici răspunsul corect este A. Aceasta a fost și admiterea de 2020. Mie chiar mi-a plăcut. Au fost grile interesante, dar e normal, e altfel să le gândești la rece și când nu ești cu emoțiile examenului. Sper că v-am lămurit și pentru orice întrebare puteți să-mi scrieți în comentarii. Vă mulțumesc!